Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Vecislav Antu, sunt șef secției Securitate Publică a Inspectoratului Poliției Mișlie, comisar principal. După cum cred că unii dintre voi sau majoritatea deja cunoașteți că de către Inspectoratul General al Poliției a fost lansată o campanie cu genericul siguranța prin recensământul armelor. Controlează, raportează și protejează. Viziunea companiei date este o societate sigură și responsabilă în care armele de foc sunt înregistrate, corespunzătorii ai posesorii respectă regulile de siguranță fiind prevenite accidentele și reducând riscurile asociate ale armelor deținute ilegal. Astăzi, în cadrul acestei companii, cu ajutorul și cu suportul organizației teritoriale a vânătorilor și pescarilor din Republica Moldova, în persoana domnului Petru Leanca, am hotărât să facem o întâlnire cu posesorii de armă, combinând două lucruri utile care pentru dumneavoastră sunt necesare. Prima este revizia tehnică a armelor, care a fost organizată de către domnul Petru aici pe loc în orașul Cimișlea pentru a vă reduce din cheltuielile suportate de a deplasa la municipiul Chișinău, fapt pentru care mulțumesc. Și a doilea factor pentru care a fost organizată măsura de azi este colectarea datelor corecte, calitative și cantitative pentru ține de posesorii de arme de foc, pentru a fi introdus în sistem automatizat de date a registrului de arme de foc, care este electronic în Republica Moldova. Deci, cum am remarcat, un scop a acestei măsuri de azi este colectarea corectă a datelor, adică să vedem dacă corespund actele emise și înscrisurile în actele date cu armele pe care le dețineți dumneavoastră, iar în caz dacă sunt careva neconcordanță pentru a fi introdus corect în baza de date și, desigur, a vă informa despre campania dată și despre necesitatea care în cadrul campaniei este de predarea benevolă a armelor și muniții deținute ilegal. Cunoașteți, cred că destul de bine, fiind de mulți ani către posesori de arme și vânători cu experiență, că deținerea ilegală a armelor sunt careva riscuri mari. În prima, desigur, că în caz de depistare că dețineți ilegal careva arme sau muniții, sunteți pasibil de răspundere contravențională și penală. Ulterior, deținerea ilegală a unei arme, persoana care deține ilegal armă o păstrează în locurile nesiguri, desigur, nu în safeu, nu, dar undeva în locuri care pot fi accesibile pentru membrii familiei, copii, etc., etc. Și când au acces persoanele care nu au atribuții cu armă, pot surveni careva incidente grave. Uneori chiar cu regret și careva incidente letale. De asemenea, armele care sunt deținute ilegal și nu sunt păstrate în mod corespunzător, pot avea acces ușor la ele criminale, care ulterior pot să le fie utilizate în careva scopuri ilegale. De ce vă îndemnăm, dacă aveți cunoscuți sau dispuneți de informații care dețin arme ilegale, să le predea binevolă? În cadrul acestei campanii, predarea binevolă a armei sau munitor deținut ilegal, vă scutește de careva pedepsă, adică nu sunteți pasibili de răspunde dacă tratați binevolă. De ce vă îndemnăm să puneți umărul și să reducem numărul de arme și muniții care se află în circuit ilegal. Să le înregistrăm, corespunzătorii în caz care nu corespund tehnic, să fie transmise la comisie de evaluare și bonificare pentru a fi reputate, adică topite, cum într-o vorbe. Asta e cam ce am vrut să vă duc la cunoștință. Pe masă vedeți că sunt careva pliante unde sunt informații utile privind regulile de predare, armele deținute ilegal, unde puteți preda, cum și, desigur, acolo sunt stipulate și riscurile de ținere ilegal. Deci, vă îndemn să luați fiecare pliante și le mai repartizați la cunoscuții dumneavoastră pentru a duce la conștiința fiecărui importanța de predare ilegală, predare armelor deținute ilegal. Domnul Petru, dacă v-am dorit ceva să spuneți, sunt pregând, vă mulțumim pentru suport acordat în cadrul campaniei de azi. Doamne Slav, mulțumim pentru atenție, pentru mulțumiri. Ne-am implicat în compania dată că este binevenită, este de competența noastră de a duce la cunoștința fiecărui vânător, fiecărui posesor de armă despre riscurile și tragediile care pot fi produse în urma incidentelor cu arme. Eu vă mulțumesc și sănătate. Dacă aveți careva întrebări și timp de competența mea, eu sunt gata să vă răspund. Bun. Dar să fie. Dacă nu. Aproximativ câți vânători sunt în... Da, domn Petru. Și câți se dă de genul? Arme, dacă sunt așa, statistică.
vânători în subdiviziunea teritorială a Societății Vânătorilor și Pescarilor Timișlia. La ziua de azi avem 523 de membri activi. Membri activi noi numim membri care își achită cotizațiile la timp, care practică vânătoarea în fiecare sezon, vânătoarele legale practicate. Aceștia sunt membrii noștri. Posesori de arme, cred că avem mult mai mulți în... În jur de 1200 de posesori de arme, care dețin circa la peste 1300 de unități de arme. Un diferit gen. Un polc. Deci cât au ales, ghintuit, gaze, cubile de cauciuc, pneumatice, etc. Incidente cu armele în timpul vânătorilor ultimii ani la noi în subdiviziune n-am avut, nu s-au întâmplat. Ceea ce dă dovadă o atârnare corectă față de mânuirea armei. Ar fi posibil dacă în ultimii ani, 3-5 ani, cineva a predat muniții sau arme deținute ilegal binevol? Da, avem cazuri când în ultimii 3-5 ani sunt cazuri de predare binevolă a armelor, cât pneumatice, atât cu țară lisă, mai multe au fost cazuri de acestea. După predarea binevolă, respectiv, desigur, arma supune unei verificări, cât proveniența ei, dacă este implicat în careva infracțiuni sau nu, cât și supuse expertizei balistici și tehnici. Toate acestea. Ulterior, dacă arma este expediată la comisie de evaluare și bonificare. Desigur, sunt cazuri, aici poate să apar careva întrebări, când se predă arma binevol, deținută ilegal. Mulți întreabă, pot intra în posesie? Aici vreau să vă răspund că aici depinde de la caz la caz. Fiecare caz urmează să fie examinat individual. După cum v-am spus, este necesar în primul rând de supus arma verificării, proveniența, dacă nu e implicat în careva infracțiuni, expertiză balistică, tehnici, corespunde tehnici, etc. Ulterior, persoana care a predat arma și dorește să intre în posesie iarăși și este supus careva verificări, dacă nu are încente penale, starea de sănătate mentală, dacă corespunde și tot așa, și ulterior, deja se stabilește, arma este predată la magazin specializat de comercializare a armelor și muniților, de unde dumneavoastră poate să o procure legal, deja știu, dar iarăși, asta de la caz la caz, trebuie examinat fiecare caz individual și toate circunstanțele cazului dat. Despre predarea binevolă, ceea ce facem noi și azi, dacă starea tehnică a armei nu coincide corespunzător, avem specialiștii armonierului Societății Vânători și Pescari, care astăzi nu acord permisul de a fi folosit arma și ea se predă binevol pentru distrugerea ei. Care e perioada de punere a care nu sunt la evidență? E perioada, da. Da, campania se desfășoară în perioada din 1 martie 31 mai. Campania, da. Dar la mine, eu mă uit la un loc, e alte cifre, știi, nu două cifre înainte. Eu știu că ei... companiile cu asta acolo. Apoi eu îți mergi și așa. Nu clar că nu spun de de atât aș mai... Să nu știu caz la caz. Nu, să nu știu întrebări, că îți merești pe nevoie. Eu sunt de acord, fiindcă de ce v-am spus la începutul întâlnirii noastre, v-am explicat că una din menirea companiei și a măsurii de azi este verificarea coincidenței, numărul pe armă, cu permisele, înscrisurile, permis, toate acestea, pentru a fi colectarea datelor corecte și a face modificări necesare dacă sunt careva abateri sau neconformități. Eu am un răspuns chiar că nu coincide, știi? Eu zic, un lucru nu are importanță. Păi asta ne plăcut că am avut și ieri un caz, a lăsat o persoană, tot a fost neconformanță cu permisul, am făcut modificări necesare, iarăși în cadrul campaniei stabilesc. Asta e și menirea, colectarea datelor calitative și cantitative. Deci vă încurajez pe toți, cum este și genericul companiei, controlează, raportează și protejează. Adică din partea poliției controlăm, modificăm, din partea noastră raportați dacă sunt careva ilegalități, cunoașteți și să ne protejăm de careva incidente. Da, mersi.